Pentru mine cea mai groaznică perioadă a fost perioada pandemiei, care nimeni aici nu a venit, aveam sute, sute. Deci minut de minut și reveneam după două zile, după trei zile, pentru că nu reușeam să trimitem la... Nu aveam cum să trimitem fizic, nici într-un fel. Reveneam după două, trei zile și ne spuneau că au murit. Și atunci ieșeam pe hol și plângeam. Perioada a fost care ne-a traumatizat, cred că pe mulți din noi, asistenți medici, foarte rău. Simțeați că nu puteți fi utili atunci? Simțeam că nu se face ceva. Simțeam că nu înaintăm în niciun fel. Eram după 12 ore, nu ne-am mai recunoscut colegii la poartă.